Am încercat să satisfacem una din nevoile populației. Am instalat aici, în cartierul Petrișor, o piață volantă, o piață de weekend. Încercăm să implementăm acest concept și în alte cartiere ale orașului, dar pentru că cetățenii din Petrișor ne-au solicitat insistent acest lucru, cred că azi le-am făcut o bucurie. În același timp este și un mijloc pentru producătorii autohtoni să-și desfacă produsele. E multă verdeață, legume, fructe, au venit din toate părțile învecinate Râmnicului producători și ne bucură acest lucru. Ce pot să spun decât că pe cele 14 mese pe care Piețe Prest le-a oferit acestor producători se află produse de bună calitate, produse naturale. Cum bine vedeți, au toate condițiile oferite, apă, canalizare, WC-ul, acoperiș deasupra capului, mese moderne, așa cum sunt și în piețele noastre, doar să aibă vad și vadul se va crea cu siguranță în timp, că noi piața asta n-am făcut-o decât în urma solicitărilor cetățenilor din zona. Super că suntem bolnavi, bătrâni! Uite, venim încet, încet și cumpărăm ce ne trebuie. Încercăm să vedem cum ne descurcăm, dacă merge și dacă sunt clienți, venim să vindem aici. Am 6 solarii la Valea Mare, la intrare în Valea Mare, am 2 la Copăciorul, la Ognele Mare, aici, am ceapă, ridic și salată momentan, produsele, și după aia avem roșii, Rila, roșii, Francesca, Precos, Ardei.